here in Alba Iulia, the International Youth Theatre Festival. Welcome! I'm not Arnold Schwarzenegger. I know it. Bună seara și pentru că văd foarte mulți tineri, extrem de mulți tineri, și pentru că ne aflăm la un festival internațional de tinerete, de teatru. Și ce mă bucură și mai mult, că sunt atât de mulți tineri, de cam 3-4 ani. Îi felicit pe părinții pentru că i-au adus și pe copiii lor care au 3-4 ani în sală la acest festival. La modul cel mai aplaud. Vă felicit. Am să-l rog pe Violer să traducă partea de română pentru invitații noștri din străinătate. I'm very happy to be here. I'm extremely happy to see that the house is full of young people and most of all is full of parents that bring their children to this year's edition of Apollo International Youth Festival. Despre mine, sunt convins că nu știți foarte multe, poate chiar deloc. Minele sunt niște locuri subterane unde puteți găsi tot felul de minerale și așa. Iar despre mine, Dan Chiorean, cu atât mai puțin, nici eu nu știu încă, de fapt, ce reprezint în lumea asta. M-a bucurat când am auzit că sunt o minte cum? O minte limpede. Sau, mă rog, mama mea și în ziua de astăzi mă întreabă, oare de ce naiba te-ai făcut actor? Chiar și eu mă întreb de ce m-am făcut actor și încă vă rog să mă credeți, o spun cu mâna pe inimă, încă nu am aflat răspunsul. Ba mai mult, nu am aflat nici răspunsul la întrebarea unui polițist. Când m-a tras pe dreapta, eram la volan, m-a tras pe dreapta și i-am dat actele, dar printre acte aveam și legitimația de la teatru. Și a luat legitimația de la teatru, a deschis-o, s-a uitat la poză, mă rog, corespondeam, moaca mea corespundea cu moaca de pe poză. Și s-a uitat, zice, da, 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 actor, actor, dar cu ce vă ocupați? Sure, you don't know much about me, but that it's not a problem because I don't know about myself either. Even my mother often tells me, "Why did you have to become an actor?" This question was also raised by a policeman that stopped me on the road and. He looked at my papers, he saw that I was an actor, and then he looked at me and asked me, okay, you're an actor, but what exactly do you do for a living? Cineva mă întreba, cum e cu teatru? Habar n-am. În schimb, pot să vă spun cu certitudine, în urmă cu vreo 10 ani, poate mai mult, 10, nu știu, 12 ani, găseam aici, în Alba Iulia, o mână de oameni extrem de tineri, extrem de motivați, cu o doză fantastic de mare de inconștiență. Unul dintre ei e aici, în dreapta mea, care m-a rugat să... M-a rugat să îi învăț sau să îi împărtășesc din experiența mea de teatru. Ceea ce nu cred că, nu știu ce le-am, cât am putut să îi învăț eu atunci, pentru că nici în ziua de astăzi nu știu să învăț pe cineva sau să dau lecții despre teatru. Revin. Cu certitudine vă pot spune că în teatru e exact ca și în viață. Dacă teatru este o formă esențializată a vieții, unde dumneavoastră, spectatorii, în întuneric, se stinge lumina, iar pe noi se aprinde lumina și vă arătăm o față, sau două, sau trei, sau poate mai multe
fețe ale vieții și ceea ce facem noi pe scenă ajunge în sufletele voastre, se întâmplă, se trage cortina și s-a terminat tot. Ce rămâne? Rămâne poate în sufletele dumneavoastră ceva, poate un sentiment de tristețe, unul de bucurie, ca martore a ceea ce s-a întâmplat aici pe scenă. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că în urmă cu acei ani, atât de greu, atât de greu, se poate întâmpla ceea ce se întâmplă astăzi, după 10 ani, aici. Alba Iulia are nevoie de un teatru. Și nu de un teatru oarecare. De un teatru național. Și când spun teatru național, mă refer exact la ceea ce înseamnă Teatrul Național Alba Iulia. Deocamdată nu există. Sper să prind. Am 21 de ani, uitați să vă spun. Aici, la suflet. Am 21 de ani, dar 45, așa, pe buletin. Sper să prind momentul în care să vin și să aplaud inițiativa acelor oameni care își dau seama că publicul și oamenii din Alba Iulia, cei de acum și mai ales cei de 5 ani care sunt acum în sală, vor fi în sala Teatrului Național Alba Iulia.